În total au fost efectuate șase percheziții domiciliare pe raza localităților Târgoviște, moreni și Gura Ogniței. Din cercetarea reșică, în perioada martie-iunie, un bărbat și o femeie de 23 și 42 de ani ar fi procurat de pe internet semințe de cannabis pe care le-ar fi plantat punând bazele unor culturi indoor. De asemenea, trei tineri cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani ar fi achiziționat cannabis de la cele două persoane în scopul comercializării. La percheziții, polițiști au descoperit două culturi dor de cannabis. Totodată au fost ridicate 42 de plante de cannabis, 50 de grame de fragmente vegetale uscate, ce para fi cannabis, un grinder, o instalație artizanală pentru stimularea creșterii plantelor și șase telefoane mobile, un laptop și 300 de lei. Cele cinci persoane au fost conduse la sediul Dicot, biroul teritorial Dâmbovița pentru audieri, patru dintre acestea fiind reținute pentru 24 de ore.